Salutare! Astăzi vom discuta despre importanța planului și scopului. După ce ți-ai limpezit și clarificat modul în care gândești, pasul următor este să-ți stabilești un scop sau mai multe scopuri, pentru că fără scopuri, hai să fim sinceri, te plimbi ca și vodă în lobodă sau ești ca și un pește care după 4 secunde habar nu are cum a ajuns acolo. Pentru că dacă ai pentru ce lupta, precum un soldat care își apără patria sau își apără familia, acesta va lupta diferit decât unul care este doar din obligație acolo. Dacă nu mă crezi, fii atent la studiul următor. În 1979, la Harvard, școala de business, s-a făcut un studiu pe tema stabilirii obiectivelor și țelurilor. Au analizat o clasă ca să vadă câți dintre ei și-au stabilit obiective și dacă au avut planuri în atingerea acestora. Înainte să termine școala, 84% din întreaga clasă nu au avut niciun plan. 13% au avut obiective, însă nu au avut planuri concrete, iar 3% din clasă au avut atât obiective cât și planuri. 10 ani mai târziu, acei 13% cu obiective și fără planuri aveau de două ori mai mulți bani față de cei 84% fără scopuri. Iar partea cea mai fascinantă este că cei cu 3% cu scop și planuri făceau de 10 ori mai mulți bani decât 97% din clasă. Clar, deoarece nu au fost făcute foarte multe studii de comparație cu aceeași temă, nu se poate garanta cu certitudine că acest studiu este 100% corect. Dar, sau cum zice religia, crede și nu cercetează. Dar, fiindcă majoritatea oamenilor de succes urmăresc acest tipar de obiective și planuri, acest studiu subliniază importanța viziunii și a drumului pe care îl planificăm. Nu poți să-ți construiești o casă fără să știi câte camere vrei și unde le vrei. Dacă nu pui țevile pentru apă, acestea te vor costa enorm de mult să le introduci mai târziu. Dacă nu cumva ai tronul pus afară și te speli într-un lighean cu apă rece de la fântână, nu vei să spargi gresia aia nou-nouță doar pentru că ai fost leneș să te gândești un pic din timp. Dacă fugi un maraton, vei avea nevoie de antrenament și voință, iar ca să te antrenezi zi de zi, pentru că în momentul în care vine ziua cea mare, să nu-ți scui pe afară plămânul și să nu trească să chemi un taxi la următoarea șaurmerie. Presupunem că vrei să călătorești, deci îți vei face planuri și vei lua cu tine cam tot ce gândești tu că trebuie. Hartă, GPS, busolă, da, știu, it's old school. No, iei și telefonul, că altfel s-ar putea să ajungi în locuri nedorite. Poate vei ajunge într-o pădure unde ai putea fi atacat de către 3 canibali care vor să te pună într-un borcan pe iarnă sau să te facă zacuscă. Glumeam. În orice caz, fă-ți un plan. E bine de știut ce te motivează, ce anume te determină să faci o treabă. Nu pentru că trebuie, ci pentru că o faci din pasiune. Atenție! Motivația trece, însă disciplina și voința cu care o faci zi de zi rămâne. Cu cât scopul este mai clar și mai tangibil, cu atâta mai bine. Mulți oameni de succes spun că au ajuns să facă averi impresionante pentru că au exagerat cu scopurile. Când aveau un venit lunar de $1,000, și-au scris că au ca și ca scop $10,000 pe lună. Probabil că aceste exagerări ajută să nu te închizi într-o cutie sau să nu te limitezi. Ca și un exemplu, pot da aici povestea lui Roger Bannister, care a bătut recordul în 1952 la alergare, 1760 de yards, adică cam 1610 metri sau așa ceva, pe care l-a făcut sub 4 minute, cu toate că în momentul de față atunci, mulți susțineau că este imposibil. Și în mod interesant, după ce această barieră a fost trecută, la nici mai puțin de o lună, recordul lui a fost bătut și tot mai mulți atleți au reușit să facă timpuri sub 4 minute. Împarte scopul în bucăți mai mici și mai accesibile. Un scop complex poate fi împărțit în mai multe scopuri minore, făcându-l mai ușor de atins. Astfel, nici creierul tău nu se va speria, pentru că îl liniștești spunându-i că e doar o chestie minoră. E ca și cum mulți scriitori au momente când nu pot sau vor să scrie și se pun cu greu.
cu gândul că vor scrie doar o frază. Iar pe urmă, oarecum, prin plăcerea și inspirația și dintr-o frază plănuită devin pagini sau întregi capitole. Iar dacă încă nu știi cum îți vei atinge scopul, vei fi cu mult înaintea celor care nu mă fac. Totodată, scopurile ajută să fii mai consistent în a-ți face treaba. Poate după un timp dezvolți așa un simț care te va duce rapid așa pe drumul care te va ajuta să-ți găsești menirea, care din punctul meu de vedere este mai important decât fericirea. Și de ce spun asta? Pentru că în momentul în care faci tot posibilul care este în concordanță cu busola ta interioară, vei fi implicit fericit. Nu vrei să faci o carieră dintr-un job care te face mizerabil. Să zicem că urăși minciuna, dar te faci cel mai renumit avocat care apără criminali. S-ar putea să faci bani în prostie, dar la urma urmei nu vei fi fericit. În ochii tăi vei deveni un șarlatan, să zicem așa. De aceea este bine ca pe plan profesional să-ți alegi ceva pe cât posibil să nu te chinuiască până la vârsta pensionării. Sau măcar în timp ce lucrezi la jobul pe care îl urăști, să zicem așa, îți plănuiești evadarea, ca în filmul ăla, Închisoarea Îngerilor. Când poți să-ți permiți să sari, atunci sari. Dacă alegi ceva ce faci din plăcere, vei avea un avantaj enorm față de alții, pentru că în timp ce alții lucrează să se îmbunătățească, pentru tine va fi o joacă de copil. Ba chiar, îți vei dori să faci acel lucru și în timpul tău liber, pentru că te face să te simți viu. Treaba cu pasiunea se potrivește cel mai bine la muzicienii virtuozi, care exersează enorm de mult cu o consistență nemai întâlnită, zeci de ani, zi de zi. Anumite studii spun că pentru acest nivel este necesar un minim de 10.000 de ore. Îți dai seama, aleas 417 zile sau 1,14 ani de antrenament non-stop, fără pauze. În timp ce alții se lasă bătuți în câteva ore, anumite persoane pot să facă mult mai multe ore fără pauze, iar virtuozii demonstrează aceeași tenacitate zi și noapte. Și bun, revenim înapoi. De ce este important planul? Pentru că muntele la care îi vezi culmea este mai ușor de cucerit decât dacă vrei să-l cațeri cu ochii legați. Dacă vrei să faci pasul următor și vrei să scrii scopuri, uite aici am un articol pentru jos aici în descriere, acesta unde voi arăta pas cu pas ce am făcut eu personal. Vreau să închei acest video cu următorul citat de Andrada Șerban. Creează-ți un vis, agață-te de el, nu-l lăsa să se spulbere, îndeplinește-l și te vei simți împlinit. Nu încerca să trăiești fără să visezi, vei cădea în capcanele vieții și nu vei reuși să mai scapi. Continuă să visezi, asta te poate ține în viață. Fă-ți timp să te relaxezi, fă-ți timp să zâmbești, fă-ți timp să plângi, fă-ți timp să iubești. Fă-ți timp pentru sufletul tău, nu-l lăsa să se piardă printre miile de suflete negre și reci. Dacă vă plac materialele de pe canalul Sărmăluța de Idei, vă rog frumos să-i dați un coment, un like, un share, pentru că ajută canalul enorm de mult ca algoritmul de la YouTube să-l pună și în fața altor oameni. Și vei ajuta și alți oameni ca să vadă aceste materiale, că nu se știe niciodată, poate va ajuta pe cineva.